este apă aici. Yeah.
Am venit să vizităm un castel la vreo oră, cred că o oră și ceva de unde stăm noi. O să vă scriu pe ecran cum se numește, dar cred că deja ați văzut asta. Am intrat și în interior, ne-a plăcut super mult, eu am fost super fascinată. Iar acum coborâm mai jos pentru că mai este acolo ceva, dar voiam neapărat să arăt cât de îngrijită este grădina acestui castel. Asta este o tuie și atâta de mare. Și atât de îngrijită și de verde și nu știu, tot arată foarte frumos. Este foarte plăcut. Dacă aveam și un pic de căldură, era și mai bine, că e frig, e rece, e relativ răcorică. Vă salut, că nu v-am salutat și nu am vorbit. După cum am spus, suntem la un castel, vizităm un castel, e foarte frumos. Mâine este ultima noastră zi și apoi mâine seară plecăm spre casă. Așa că astăzi am profitat și am venit să mai vizităm câte ceva frumos. Dacă vineri am vizitat centrul Londrei și am vizitat toate atracțiile turistice,
astăzi am venit să vizităm ceva mai deosebit, castele vechi, foarte, foarte vechi. Mie mi se pare superb, eu știți că sunt fascinată de tot ce înseamnă stilul acesta vechi, foarte plăcut. Și am aflat că în acest castel a locuit cineva până în 2007, deci el a fost locuibil și locuit până acum, nu de foarte mulți ani. Ceea ce este și mai fascinant, este o grădină foarte mare. Nu știu dacă ce este aici are legătură cu castelul care este sus acolo, dar este foarte frumos. Aici cântă niște păsărele. Dacă am fi venit o lună mai târziu, cred că ar fi fost totul și mai verde. Acolo sus este castelul care vă spuneam. Se vede puțin. Foarte frumos. Că e un tablou, așa. Vreau să menționez că nimic din ce vizitez nu arată la fel atunci când filmezi sau când faci poze, fiindcă orice vezi cu ochiul e mult mai frumos. Acesta este castelul Scotney Castle și chiar e foarte fain și vă recomand să veniți să-l vizitați. Wow! Am ajuns acasă de la plimbărica noastră. Am fost astăzi la un castel foarte frumos care mi-a plăcut mult. De fapt, am fost la două, dar unul mi-a plăcut super mult, acela în care am și vorbit puțin cu voi și pe care l-am vizitat și în interior. Mi-a plăcut mult. Am văzut acolo câteva chestii atât de frumoase. El este un castel foarte vechi. Am înțeles că, virgulă, castelul acela care era mai vechi, la care v-am dus a doua oară, nu acela pe care l-am vizitat în interior, că acela ar fi fost de fapt castelul
din câte am înțeles eu, în care s-ar fi locuit și s-a stricat și ulterior s-au mutat, l-au construit pe acesta, ceva de genul. Dar a fost foarte frumos și chiar ai ce să vizitezi. Pe lângă faptul că poți să intri înăuntru, vreau să spun că m-a lăsat să filmez, să pozez, să fac ce am vrut, chiar nu mi s-a atras atenția. Ceea ce se întâmplă foarte des în România și știm asta, că nici în magazin, eu și în magazin am avut probleme cu paznicii care mi-au atras atenția să nu mai filmez. Chiar a fost foarte fain că eu prima dată când am vrut să fac o poză, am întrebat-o pe Andreea, cumnata mea care a mai fost acolo, dacă ar fi ok să fac o poză, nici nu m-am gândit să filmez. Și mi-a zis că e foarte ok, că aici n-are nimeni treabă cu tine, dacă filmezi, dacă faci pozi, e în regulă. Și am fost așa puțin, mi-a fost așa puțin frică la început, dar chiar erau persoanele puse acolo pentru asta, ca să fie acolo în caz de ceva. Pur și simplu s-a uitat la mine, mi-a zâmbit, nu a avut nicio reacție, nu i-a deranjat că eu am filmat sau ceva de genul. Foarte frumos a fost. Mi-a plăcut și în interior și afară, pe lângă faptul că coborai și aveai acel view minunat, superb. Aveau și niște aveau și o grădină foarte frumoasă, doar că noi nu am nimerit acum primăvara aceea în toi, nici pe departe. Este abia un început de primăvară. Mi-a zis Andreea că anul trecut pe vremea aceasta era mai avansată primăvara. Dar am nimerit și noi. Narcise am văzut că sunt foarte multe pe aici. Deci e foarte frumos, ce să spun. Chiar a fost o experiență frumoasă. O să zic că a fost pentru că mai avem puțin și să termină. Mâine, cred că mâine o să încep un alt vlog. Ați văzut că le fac mai scurte, fiindcă nu pot să-mi ocup memoriei cu foarte multe filmulețe. Și încerc, adică eu sunt decalată cu vreo două vloguri, acum mai am vreo două vloguri de pus. Și dacă ar fi să le fac mai lungi, mi-a foarte mult să editez, timp pe care nu l-am, fiindcă editez seara după ce toată lumea se retrage la culcare. Uite cum e acum, de exemplu, trebuie să mergem la masă, stăm împreună, eu nu pot să stau să editez. Nu vreau, sinceră să fiu, pentru că vreau pur și simplu să mă bucur și eu de ceea ce se întâmplă aici. Și seara după ce ne retragem în pat, editez. Dar am mai și adormit în timp ce editam, fiindcă ne culcăm destul de târziu. Acum, de exemplu, se gătește la bucătărie. O să mănânc burgeri, niște burgeri vegani sau vegetarieni cu cartofi. Și după asta vreau să-i fac lui Filip o băiță. Ușor, ușor ne strângem bagajul să vedem cum fac. Fiindcă mâine aș vrea să-mi cumpăr niște lucruri. Aș vrea să merg în Primark, aș vrea să merg să mai cumpăr și câteva dulciurele și chestiuții din magazine, vreau să-mi iau cedar, vreau să mai merg așa să mai cumpăr câte ceva. Iar noi am venit cu trei ghiozdănele, nu ne-am luat bagaj, să vedem, poate ne luăm un bagaj la avion pe care să-l plătim extra, ca să pot să mai cumpăr câte ceva, că inițial aveam alte planuri noi, dar nu știu dacă o să mai facem așa, o să vedem. Și vreau să merg să-mi cumpăr și eu câte ceva. Vreau să organizez, să vedem, poate facem un pic de loc. Nu știu, deci nu știu ce o să fac, dar asta fac mâine. Pentru că mâine fratele lui și soția lui o să meargă la lucru, iar noi ne trezim și o să mergem singuri să ne uităm puțin prin magazin, după care plecăm spre aeroport pe la 4, cam așa plecăm. La 9 avem noi avionul, dar facem destul de mult până acolo, poveste mai lungă. Și pe la 4 ar trebui să plecăm noi de aici, așa că este ultima noastră seară. Când am început să ne obișnuim, să ne familiarizăm așa cu tot, plecăm, că așa se întâmplă. Da, cam asta ar fi. Dacă mai filmez ceva în seara aceasta, o să mai inserez în imaginile următoare. O să vă filmez mâncărica. Și poate ne mai jucăm ceva în seara aceasta, dar cam asta ar fi pentru astăzi. A fost o zi frumoasă pentru noi, ne-am plimbat, chiar a fost foarte frumos, dar nu știu cât am filmat, sinceră să fiu. Ne vedem mai încolo!
plan to let you know the longing of my heart, the wish I carry high whenever we're apart. It takes me through the night when I look deep into your eyes. I'll be coming home, and I am on my way. When I'll be coming home, I wanna see you play the music of your heart. I'm followed by your light. Whenever we're apart, it takes me through the night when I look deep into your eyes. Din nou, Mati! Și când te culci tu? Că trebuie să ne culcăm acum. Mă culc în avion. Să te culci în avion, da? Da!